La Moisei, la mănăstirii o marie, și nemerei tare bine o marie, Maică Marie, pentru noi păcătoși, Maică roagă-te. Frumusețea Maramureșului pare ruptă din realitate, însă mai presus de miracolul locurilor este credința oamenilor care s-a păstrat de-a lungul veacurilor. Aici, intemperiile naturii sau schimbările economice care ne-au afectat țara par să nu fie atins nimic. Iar localnicii spun că acest lucru este un miracol al lui Dumnezeu. Puterea credinței și păstrarea religiei pare să ferească oamenii și locurile deopotrivă de tot ce este rău. În zi de lucru, ori în zi de sărbătoare, maramureșenii nu au uitat să trăiască așa cum au lăsat vorbă moșilor. La Moisei în locurat o marie, mănăstire s-o aflat o marie, Maică Marie, pentru noi păcătoși, Maică roagă-te. Cunoscutul cântăresc de muzică populară, Nuțule Ordean, care locuiește acum în Sighetul Marmației, își amintește cu bucurie despre obiceiurile învățate de la moșii săi. Mergeam și cu părinții, dar mai cu seamă cu bunicii, cum zicem noi, cu moșu și moașa, în fiecare duminică. După ce toată săptămâna erau la lucru, la coasă, în fiecare duminică ne ziceau: „Mai copii, cu ajutorul lui Dumnezeu mergem la biserică.” Dar una din cele mai importante sărbători ale anului, care este ținută cu sfințenie în Maramureș, este Adormirea Maicii Domnului. La Mănăstirea Moisei se adună mii de pelerini din toată țara, iar maramureșenii, îmbrăcați în straie de sărbătoare, merg cu procesiunile religioase. Grupurile de credincioși, cu prapurii și icoanele în mâini, cântă tot drumul până la mănăstire. Mergeam cântând pe jos așa și ajungeam acolo la mănăstire, iar acolo la mănăstire n-aveam voie să mâncăm, deci acasă ajunam tot postul Sfântei Mărie, ca să vă spun despre ce era vorba, că ce însemna era postul Sfântei Mărie, era de 2 săptămâni. În timpul ăsta se posea și se ajuna, iar chiar în ziua de Sfânta Mărie n-aveai voie să mănânci nimic până a doua zi la mănăstire, acolo peste noapte ne rugam. Acolo era preoți din toate ținuturile, venea din, și din alte localități, câte 15-20 de preoți. Și mulți se spovedea, deci datorită că nu mânca 2 zile, 3 zile, era care postea 3 zile. Lume foarte mult adunată din toate părțile și fiecare cu portul lor, cu obiceiul lor, cu cântecele lor din zonele de care vine, cu prapuri. Deci pentru noi simțeam adică ceva, că ne ferește Dumnezeu de ceva, adică suntem cu totul alții, mai credincioși, cu suflet mai mare, mai bun și cu gândul de a nu greși și de a nu face rău, de a nu supăra pe nimeni. Din fiecare localitate situată în apropierea mănăstirii se formează grupuri de săteni care merg de Sfânta Maria la mănăstirea ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului. Este o zi mare pentru maramureșeni și, cu micul mare, se întrec în cântări de slava aduse Fecioarei. Fiecare grup este însoțit și de preotul parohiei de unde provine, dar și de diaconul bisericii care dă tonul imnurilor religioase. Despre importanța acestei sărbători vorbește și parohul Bisericii Sfânta Treime din Săcel, Vasile Cușnar. Obiceiul acesta se păstrează din moș strămoș și noi, cei de astăzi, încercăm să ducem mai departe acest obicei și ne luptăm. Ca preot mă lupt să mobilizez în fiecare an să fie procesiune cât de mare, cât de frumoasă. Așa. Este o trăire aparte. Este un eveniment mare, putem spune că e cel mai mare hram de aici din zonă, din Maramureșul istoric, hramul de la Moisei. După cum ați văzut și dumneavoastră, dacă ați participat acolo, sunt mii sau chiar zeci de mii de pelerini și ne rugăm împreună. La Moisei numai iconomarie,
În ceruri, Maică și Domnul Marie, Maică Marie, pentru noi păcătoși, Maică, roagă-te! Erau oamenii mai credincioși și ne ferea Dumnezeu de toate relele. Toată lumea ieșea la rug afară și când se nora tare, zicea, hai să ne rugăm lui Dumnezeu, toată lumea. Și toată lumea era în genunchi și se ruga lui Dumnezeu și parcă norii se depărta. Și acum nu vreau să spun pentru eu că-s din Maramureș, așa. La noi în Maramureș, lumea încă totuși nu-i ca pe vremurile alea când eram eu copil. Mai puțin, dar totuși lumea se roagă și la toate mănăstirile acum de Sfânta Mărie, iar e plin peste tot, la Rohia, la Bârsana, la Săpânța, la Moisei, la Rozavlea, la Petrova. E lume arhiplin de tot și se roagă lui Dumnezeu și măr tot cântând așa la mănăstire și postesc. Dacă vorbim despre credința maramureșenilor, nu trebuie să uităm nici de locul unde se pare că Dumnezeu a coborât printre noi, pe Valea Izei, la Sfântul Lăcaș al mănăstirii Bârsana. Aici este ținutul de legendă al sufletului românesc, unde credința, iubirea și nădejdea formează piatra de temelie a tot ce ne înconjoară. Frumusețea uimitoare a zonei, îmbinată cu arhitectura mănăstirii și evlavia sufletelor, transformă Bârsana în speranța unui viitor binecuvântat pentru oricine pășește acolo. De aceea, pe tot parcursul anului, credincioșii din toată țara sosesc aici să-și regăsească liniștea și să se bucure de această gură de rai. De la biserica din lemn pornește o alee pietruită ce duce spre stăreție, o construcție supraetajată a cărei arhitectură transpune stilul maramureșan al bisericilor din lemn. Pe pajiștea verde a mănăstirii se află altarul de vară, aghiasmatarul, casa artistului, iar în vecinătatea turnului clopotniță de la intrare este muzeul mănăstirii. Ca să descriem frumusețea locurilor, vorbele par inutile, însă ce trebuie să nu uităm e că lacrimile smereniei oamenilor sunt piatra de temelie a locurilor sfinte. Și acesta pare să fie lucrul de care ne amintește frumusețea Maramureșului și felul de a fi al oamenilor. Tot despre credință și smerenie vorbește și cunoscutul cântăreț de muzică populară, Nuțule Ordean. Categoric nu că poate, deci eu spun că cine n-are încredere în Dumnezeu e om pierdut. Deci e un om rătăcit, cum s-ar zice, pierdut total. Păi spune-mi dumneavoastră, fără Dumnezeu și Maica Sfântă, îți mai dă Dumnezeu putere să te scoli dimineața, să ridici ploapele ochilor, să mai vezi, să-ți dea Dumnezeu vocea și glasul care... Păi când te scoli dimineața din pat, nu spui cu gândul, Doamne ajută și îți mulțumesc, Doamne, că m-ai ferit de tot ce este rău. Și iartă-mă cu tot ce ți-am greșit, cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu știre, fără știe, de voie, fără voie. Deci dacă nu folosești cuvintele astea și rugă al Dumnezeu și Tatăl nostru și cred într-un Dumnezeu, deci nu văd eu ca să mai poți ajunge să fii omul ăla care trebuie să fii primit acolo, să fii mântuit. Foarte interesant este că în această parte a țării, oamenii au reușit să rămână aproape de Dumnezeu. Ei merg la biserică nu doar în zilele de sărbătoare sau duminica, ci de câte ori se poate. Dragostea față de Dumnezeu și Maica Domnului este insuflată copiilor de la cele mai fragede vârste și acest fapt se simte și se vede. În biserica plină de enoriași, preotul din Săcel vorbește credincioșilor despre jertfă și răsplata Domnului. Dar cu câte jertfești mai mult, cu atât ai mai bine primit în fața lui Dumnezeu și în fața lui Maica Domnului. Vedeți că n-ați abandonat niciunul. Toți v-ați întors. Și cât este de bine. Acum sunteți mulțumiți că v-ați împlinit scopul mergând la Sfânta Mănăstire. Și cât este de frumos. Nu e o rușine, ci din potrivă e o cinste să te îmbrăci frumos în alb și să te duci să cânti Maicii Domnului. Ce poate fi mai frumos? Să o slăvești pe Maica Domnului. Să rândească Dumnezeu, ca și de acum încolo, în fiecare an, să ne întâlnim tot așa în grupul acesta. Și Dumnezeu să vă ajute la tot. Situată pe Valea Vișeului, mănăstirea Moisei,
ce poartă hramul Adormirea Maicii Domnului este atestată din 1599, anul în care a fost ridicată biserica din lemn. Pelerinii din toată țara poposesc la mănăstire, mai ales că aici s-au scris și câteva din slovele istoriei. Actuala pictură din interior este realizată din 1699, iar în 1792 a fost făcută cea de pe iconostas, scrisă cu litere chirilice. Tot aici există și o colecție de picturi pe lemn din secolul al XVIII-lea. Altfel, mai putem spune că în octombrie 1944 a avut loc masacrul din Moisei, unul din cele mai violente masacre antiromânești în Transilvania de Nord. Însă, după o scurtă lecție de istorie, miracolul maramureșan de la poalele munților Rotnei îndeamnă la visare. Maramureșenii cred că numai credința în cel de sus îi poate ajuta să fie ceea ce sunt. Ei n-au uitat ce înseamnă smerenia, așa cum n-au uitat nici să se veselească. Ei își trăiesc viața și parcă tumultul prin care trece restul țării rămâne undeva departe. Iar aici, oamenii nu se sfiesc să poarte încă straiele populare, chiar și în zilele de lucru. Cert este că munca, îmbinată cu voie bună, cântecul și dragostea față de Dumnezeu sunt un tot care emană forță, frumusețe și puritate. Unii de oameni îmi place, măi, dorule, mă. Unii de oameni îmi place, măi, dorule, mă. Zor de ziua să face, măi, dorule, mă. Zor de ziua să face, măi, dorule, mă.